Un craiovean a devenit erou în Italia după ce a salvat viața unui copil pe o plajă din Roma. Copilul de 12 ani a fost la un pas de înec, dar a fost salvat de românul care l-a scos la mal. După minute bune de resuscitare cardiorespiratorie, copilul și-a revenit, iar fapta craioveanului de 38 de ani a stârnit interesul presei din peninsulă, care l-a catalogat pe român drept erou. Craioveanul lucrează ca salvamar pe o plajă din Roma din anul 2013. În cursul zilei de sâmbătă, 27 iunie, acesta a observat un copil în pericol de înnec, l-a scos din apă, apoi a aplicat timp îndelungat manevre de resuscitare cardiorespiratorii pentru a-l readuce la viață și a reușit. Nu s-a întâmplat în perimetrul plajei pe care o am eu sub supraveghere, ci pe o plajă alăturată, dar în momentul în care am văzut că este nevoie de ajutor, nu am mai stat o clipă pe gânduri. Nu este prima intervenție a mea de acest fel, am mai avut și altele mult mai dificile, dar cazul de sâmbătă a fost intens mediatizat pentru că a scos la iveală o problemă cu care se confruntă plajele din această zonă, și anume faptul că primăria nu a angajat salvamari competenți și destul de bine pregătiți pentru această activitate. Obiectivul nostru este de a supraveghea viața oamenilor și de a le sări în ajutor în caz de pericol, dar din nefericire nu toți cei angajați să facă acest lucru au abilitățile și antrenamentul necesar, a povestit salvatorul jurnaliștilor de la rotalianul.com. Craioveanul are doi copii, o fată și un băiat, iar fiica lui în vârstă de 13 ani face parte din lotul național de tenis al Italiei.